Pentru copiii din Turceni, Bumbești, Jiu, Tismana, Slivilești și Bălești, începutul de an școlar vine cu o modificare majoră. Ei nu vor mai învăța în localitățile în care au mers colegilor mai mari. Asta pentru că reprezentanții inspectoratului școlar au luat decizia de a pune lacătul pe anumite structuri ca urmare a faptului că se înregistrează un număr mic de copii. În acest an școlar, în județul Gorj, sunt câteva unități de învățământ din cadrul unor structuri, din cadrul unor unități de învățământ cu personalitate juridică, în care nu se vor mai desfășura activități cu elevii sau cu preșcolarii. Școala primară Murgești, din cadrul Liceului Tehnologic Turceni, și grădinița cu program normal, Colonie, tot din cadrul Liceului Tehnologic Turceni. Motivul menționat, efective prea mici de elevi. De asemenea, în cadrul școlii gimnaziale Slivilești nu vor mai funcționa școala primară și acu și grădința cu program normal și acu. Același motiv, în cadrul Liceului Tehnologic Tismana nu vor funcționa grădinița cu program normal Izvarna și grădinița cu program normal Racoții. Tot în cadrul Liceului Tehnologic Tismana s-a închis școala primară Izvarna și școala primară Racoții. Pe lângă toate acestea, încă 5 grădinițe din Novaci, Albeni, Dănești, Dănciulești, Țicleni și Bălești se vor închide. De subliniat este faptul că profesorii care predau ore în localitățile respective nu vor rămâne pe drumuri. Da, ele sunt titulari în structură, în unitatea cu personalitate juridică și nu s-a înregistrat nicio problemă. Fiecare se prezintă la catedră în cadrul unității cu personalitate juridică. Reprezentanții învățământului gorjean susțin că în toate cazurile a fost vorba despre numărul mic de elevi. De asemenea, copiii care urmau să meargă la aceste școli sau grădinițe vor fi transportați cu microbuze în cazul în care unitățile de învățământ de care aparțin acum sunt prea departe.